Domne, cum fac să nu-i dau lot la garanție? Cred că se fac un team building pe tema asta, tematică cum să refuzăm garanția clienților noștri. Și pe perioada verii, unde le depozitați? Zic, ce relevanță are? Zic, le depozitez în beci. Păi în beci este umiditate. De asta se exfoliază jantele. Zic, cum adică? Și când plouă afară nu e umiditate? Zic, ce-i răspunsul ăsta? Așa zic ei, la orice ține de vopsea sau părți care se exfoliază sau se mătuiesc, răspunsul este factori externi. Salut, sunt Bogdan de la Problem.ro, un magazin unde poți cumpăra online discuri și plăcuțe de fână IBK fabricate chiar în Anglia. Vlogul de astăzi aș vrea să-l încep adresându-vă o întrebare. De câte ori vi s-a întâmplat să mergeți într-o reprezentanță auto pentru a beneficia de garanția mașinii și ați fost refuzat sau dus cu preșul sau v-a fost foarte greu până la urmă să beneficiați de dreptul vostru? Odată ce îți cumperi o mașină nouă sau chiar second hand care încă mai beneficiază de garanție, este dreptul tău să beneficiezi de această garanție. Dar la noi am impresia că trebuie să te duci să te milogești. Parcă este o favoare pe care ți-o face dealerul auto, deși nu este așa. Bar invers, atitudinea lor ar trebui să fie: domne, îmi pare rău că ți-a stricat mașina asta, că ai probleme cu ea, ți-o reparăm cât putem noi de repede și între timp uite una mai nouă și mai bună, poate vrei să faci un upgrade sau nu știu, să te atragă într-un fel. Nu tu să te duci în genunchi, să zici: vă rog eu frumos, nu vreți să-mi reparați mașina care s-a stricat? De ce trebuie să ne milogim și ei să vină cu tot felul de explicații SF fantasmagonice, doar să scape să-ți dea garanție? Am fost nevoit să schimb platoul de filmare. Să revenim la discuție. Deci, de ce trebuie să ne milogim ca să beneficiem de un drept pe care l-am cumpărat, într-o formă sau alta, fie luând o mașină nouă, fiind una second hand? Păi, pentru că, sincer, n-am obținut un răspuns concret. Eu am fost la o reprezentanță unde cunosc destul de multe persoane, că știi cum e vorba aia, peste tot avem câte un băiat. Eu aici am mai mulți băieți. Și singura explicație logică pe care am primit-o a fost că ei primesc foarte greu banii pe reparația respectivă. Adică și după 3-4 luni. Păi și cu ce sunt eu de vină? Haideți să vă povestesc câteva pățanii legate de garanția diferitor mașini pe care le-am avut și poate împărtăți și voi în comentarii pățaniile voastre. Ultima, care a fost și destul de amuzantă, și în opinia mea, eu credeam că se va rezolva foarte, foarte ușor, a fost cu camera de marșalier. În momentul în care ploua afară mai mult, aceasta nu mai reda imaginea completă. Pur și simplu imaginea se dădea peste cap, apăreau interferențe, deci nu mai funcționa cum trebuie. Evident că nu aveam cum să mă duc fix când plouă la service, pentru că nu tot timpul eram aproape de service și așa mai departe. Dar am filmat cum se comportă camera în momentul în care era de bunit că intra apă în ea și m-am dus la serviciu și l-am arătat și au zis: da, nicio problemă, se rezolvă. Mașina este în garanție, aceste camere de marșalier se strică frecvent, le înlocuim pe bandă rulantă, toate bune și frumoase. Eu m-am și gândit, nu e prima oară când mi se întâmplă așa ceva, s-au fi schimbat lucrurile. Dar din păcate nu, pentru că la scurt timp a venit un reprezentant, un domn de la garanții, și cu strângere de inimă, parcă își cerea scuze, mi-a spus: știți, certificatul dumneavoastră de garanție este redactat în limba germană. Dumneavoastră ați cumpărat mașina din Germania? Zic, da. Păi, nu știu dacă vă putem înlocui camera pe garanție. Ce importanță are în ce limbă este redactată acea carte de garanție? I-au spus că nu pot înțelege din ea dacă mașina beneficiază de garanție integrală din bară în bară. Pe zi nu este Hyundai, nu e vorba de o garanție internațională sau cel puțin valabilă în Europa. Ba da, dar trebuie să verificăm, să vedem ce și cum. De asemenea, modelul dumneavoastră de mașină nu a fost importat în România vreodată, este vorba de i30 break, benzină, și nu știm dacă camera de marșalier este la fel cu celelalte. Zic, bă, nene, o fi așa greu, introduci seria mașinii și vezi clar ce piese sunt pe ea. Adică eu trebuie să vă spun vouă cum să vă faceți treaba. Da, stați să vedem, nu știu ce. Deci prima impresie este de
refuz, da? Să te facă să renunți, să zici, da, băga mea special, las că asta e, merg eu cu camera de mașină stricată cât timp plouă afară, cât de des se întâmplă lucrul ăsta. Dar nu este chiar așa, adică, până la urmă, trebuie să insiști să beneficiezi de drepturi pe care ar trebui, repet, să vină ei să-și ceară scuze că ți s-a stricat mașina, nu tu să te milogești de ei. A doua zi am fost sunat, am fost chemat, a venit și piesa, s-a schimbat în jumătate de oră. Nu se putea de la început, de ce a trebuit să fie toată pologia aia? Ei probabil tot caută motive ca să-ți refuze ție garanția. Domne, cum fac să nu-i dau lui ăsta garanție? Cred că se fac un team building pe tema asta, tematică, cum să refuzăm garanția clienților noștri. De asemenea, la o altă mașină, jantele originale se exfoliau și se exfoliau corect, ca să zic așa. Adică vopseaua pur și simplu înflorea pe jante, pe toate jantele, nu doar pe una, și în momentul în care tu loveai un pic, se crăpa și cădea. Și lucrul ăsta se întâmpla într-un ritm alert. În momentul în care m-am dus să beneficiez de garanție, eu nu doream înlocuirea jantelor. Vreau pur și simplu să fie sablate și revopsite, pentru că arătau groaznic. Ei s-au uitat foarte atent și au observat că aveam anvelope de iarnă montate pe ele. Și m-au întrebat, folosiți aceste roți iarna? Zic, da, este evident, de asta am pus anvelope de iarnă. Și pe perioada verii, unde le depozitați? Zic, ce relevanță are? Zic, le depozitez în beci. Pe în beci este umiditate. De asta se exfoliază jantele. Zic, cum adică? Și când plouă afară nu e umiditate? Zic, ce-i răspunsul ăsta? Păi nu, că stați să vedeți că în beci e cald, e umed. Zic, așa, și ce importanță are? Zic, în beci țin și murăturile, zic, alea nu se strică. Zic, voi vă auziți vorbind? Păi nu, că stai că să vedem că de fapt sunt factori externi. Așa zic ei, la orice ține de vopsea sau părți care se exfoliază sau se mătuiesc, răspunsul este factori externi. Soarele, mai știu eu ce. Ok. Sunt acum și niște excepții, adică poate știți, dar rahatul de pasăre, dacă nu-l cureți la timp, mai ales pe vopsea închisă la culoare, pătează. Dar, nu știu, trebuie să facă diferența între anumite situații de astea excepționale și când într-adevăr se strică o piesă de pe mașină. Atunci, cu jantele, nu am insistat prea mult să mi le schimbe sau să mi le repare, pentru că în scurt timp am hotărât să vând mașina. Și m-am gândit să rezolv următorul proprietar problema, dacă poate. Din ce am auzit, mai ales pentru autovehiculele care beneficiază de garanție din bară în bară, deci practic orice piesă, elemente de suspensie, de direcție, se schimbă pe garanție în momentul în care se strică și atunci nu mai zice nimeni, domnule, strica mașina, că ai dat cu ea în gropi. Păi, evident că se strică dacă dai cu ea în gropi, dar o suspensie, direcția, nu știu, un cap de bară funcționează tot timpul, indiferent că dai cu mașina în grop sau nu. Și dacă aceasta se strică în perioada de garanție și tu ți-ai asumat să o dai clienților tăi garanție din bară în bară, poate unii clienți de asta au cumpărat brandul respectiv, ca să aibă o garanție mai mare sau o garanție mai amănunțită. Și tu după aia te lovești de un refuz când te duci să beneficiezi de acea garanție. Ok, este un pic penibil ca mașinile premium, nu știu acum, poate generalizez și nu este cazul, dar mașini foarte scumpe beneficiază de garanții mult mai mici ca durată față de niște mașini mai ieftine. Ar trebui să fie pe dos, adică ții un BMW și ai 2 ani garanție, dar ții o Toyota 66. Nu știu cum vine chestia asta, dar mă rog. Problema e alta, că de fiecare dată când te duci în service să încerci să te milogești, să-ți separe mașina pe garanție, ești lovit de un refuz. Ei din start pornesc cu nu. Dar de ce nu? Adică hai să analizăm un pic situația. Poate or fi și unii clienți, ți se pare, care vor să înlocuiască pe garanție niște piese pe care le-au stricat ei. Într-un fel sau altul. Acum nu știu ce poți să strici la mașină și să nu se dovedească că ai stricat tu și că de fapt s-a stricat ea de la sine. Se fac niște expertize, adică nu e complicat. Dacă dai cu janta în bordură și ea s-a strâmbat, nu poți să dai vina pe jantă. Mă rog. Dar
trebuie să facă diferență între cei care într-adevăr trebuie să beneficieze de garanție și cei care poate încearcă, nu știu, marea cu degetul. Nu știu cum se întâmplă în alte țări mai civilizate decât a noastră, dar nu cred că cei de acolo au asemenea probleme în service. Mi-ar plăcea tare mult să aflu povești atât din România cât și din străinătate, să văd și eu de ce alte probleme s-au lovit alți oameni sau poate chiar sunt și povești de succes în ghilimele. În momentul în care v-ați prezentat la un dealer auto să beneficiați de garanție, ați fost primiți cu brațele deschise și reparația s-a făcut fără discuții. Probabil este și astfel de situații și am fost eu oarecum ghinionist. Pe de altă parte, mai este un aspect. Nu știu dacă este cunoscut foarte bine la noi termenul de culată. Adică producătorul, după mai multe plângeri și după mai multe reparații, constată că are o piesă care se strică frecvent pe un model și atunci face un recall. Da? Deci practic cheamă toate mașinile de genul ăla produse într-o anumită perioadă cu anumite serii din piesa respectivă, mă rog, să chiar dacă mașinile respective nu mai beneficiază de garanție. La noi nu am prea auzit să se practice acest lucru, ci doar în momentul în care te duci să-ți repari mașina pentru că s-a stricat, poate de acolo un băiat binevoitor sau dacă ai tu pe cineva suspus, să-ți recunoască, bă, știi, uite, de fapt a fost un recall pentru înlocuirea acestei piese și o înlocuim gratis sau plătești tu manopera sau, nu știu, ideea e că suportă și o parte din cheltuială. De obicei lucrurile astea se mușamalizează, adică ei poate primesc recall-ul de la producător și zic că de Doamne ajută, poate nu vine nimeni să o înlocuiască. Da, să cheme ei, vino să-ți înlocuiesc piesa, puține cazuri. Și, repet, se întâmplă asta doar dacă probabil cunoști pe cineva acolo. Dar așa de bunăvoie nu te cheamă nimeni să-ți repare mașina. Nu știu acum unde este normalitatea și cum ar trebui să se întâmple în mod normal. Dar sigur la noi nu se întâmplă cum ar trebui. Adică atâta timp cât tu te lovești de o reticență, indiferent ce problemă ai cu mașina, nu mi se pare normal. Aștept cu interes poveștile voastre în zona de comentarii și poate mai învățăm unii de la alții cum să reușim să beneficiem de garanție, chiar dacă este dreptul nostru și n-ar trebui să fie așa de complicat. Până data viitoare, nu uitați să dați un subscribe, un like sau un dislike dacă nu v-a plăcut acest videoclip, în funcție de cum v-a plăcut acest videoclip, și poate un share către prieteni. Până data viitoare, drumuri bune și aveți grijă de voi!